Bun găsit! La finalul acestei zile se formează lună nouă în Scorpion, așa că toată această zi reprezintă un test de a ști când, cum și cât să renunțăm. Berbecii sunt tensiuni pe harta lor, mai ales pe axa financiară. Ca să câștige, trebuie să renunțe la ceva sau să piardă acum ca să câștige mai târziu. Totul este să-și facă calculele corect și să nu păstreze lucruri care nu mai pot rămâne la ei. Pentru Tauri, în relațiile personale se pot înregistra tensiuni, luna nouă spune un alt rit sau cu altcineva de acum încolo. Gemenii, la locul de muncă, să-și facă calcule mai potrivite, pentru că îi costă cam mult actualul serviciu sau supărările pe care și le-au creat sau indispozițiile pe care le-au legate de muncă sau lipsa resurselor, mai mult îi păgubesc decât le aduc salarii. Pentru Raci, luna nouă poate aduce recalcularea costurilor, pierde și câștiguri în relația sentimentală, câtă libertate au sau nu au, dacă sunt autentici sau nu. Așa încât își schimbă și ei pasul, mai ales în raport cu o persoană pe care o iubesc. Pentru Lei, luna nouă vizează responsabilitățile. Unele le păstrează și merg cu ele mai departe, la altele renunță și consideră că nu este menirea lor sau datoria lor să facă un anumit lucru. Pentru Fecioare, unele prejudecăți probabil că sunt lăsate în urmă, renunță la un mod de a gândi, la niște judecăți defectuoase sau care nu le aduc niciun spor și își dau seama fie că sunt prea critice, fie că au niște stereotipii mentale. Pentru Balanțe, felul în care fac bani este regândit. Luna nouă spune că fie nu și-au exploatat prea bine până acum talentele, fie s-au lăcomit și trebuie să recalculeze. Pentru Scorpion, luna nouă în semnul lor zodiacal, ei se schimbă, pot renunța la un viciu sau își modelează comportamentul, astfel încât pe viitor să ofere o variantă, o versiune mai bună a lor. Pentru săgetătorii vorbim de sănătate, iar luna nouă poate aduce sau militează pentru un confort mai mare în viața lor, o stare de bine, așa încât toate capitolele mari, profesie, sănătate și relații, sunt luate la analizat pentru a vedea pe unde se scurge energia și pierd vitalitatea. Capricornii, prieteni noi cu această lună nouă, unii pleacă, alții vin, pot face noi cunoștințe, dar pot renunța și la un prieten care îi dezamăgește inclusiv financiar. Vărsătorii, luna nouă aduce un alt rit și un alt pas legat de imaginea lor publică, ce își asumă și ce nu, ce fac și ce nu, și mai ales din ce fac, ce devine brandul lor. Pentru Pești, luna nouă vizează viitorul și e posibil să facă o alegere foarte importantă acum care le poate schimba destinul, la stânga sau la dreapta. În funcție de cum cântăresc, în funcție de care sunt nevoile lor reale, vor ști cu siguranță să aleagă dacă își ascultă sufletul. O zi foarte specială, lună nouă în Scorpion, se schimbă ceva în viața noastră, lăsăm ceva în urmă, important e să lăsăm ce nu ne mai trebuie, fără regrete. Numai bine, ne vedem și mâine!